Spitalele din Alba Iulia, Abrud, Câmpeni, Aiud și Cugir au obținut de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Alba finanțare pentru aparatură și echipamente medicale în valoare de peste 2 milioane de lei, între acestea numărându-se aparate de anestezie, radiologie, stimulare limfatică și mese de operații. Cele mai norocoase spitale sunt spitalele din Abrud, Câmpeni și Cugir, care vor primi cele mai multe aparaturi. Dezvoltarea și modernizarea spitalelor din județ este o prioritate a Direcției de Sănătate Publică Alba, fiind inclusă în strategia de sănătate publică pentru anii 2017-2020, elaborată la inițiativa directorului acestei instituții. În a doua jumătate a anului 2016, spitalele din județ au obținut finanțări de 3,3 milioane de lei de la Ministerul Sănătății prin DSP Alba.